găsit, dragi copii! Sunt Rodica Moroz și vă invit la o lecție de limbă și literatură română în clasa a treia. Vă doresc o zi minunată și plină de lucruri noi și captivante. Să procedem la drum! Ce ființe, obiecte, observați în imagine? Pinguini, focă, urs polar, morsă, eschimoși, sunt oamenii care trăiesc la Polul Nord. Iglu este locuința eschimoșilor. Unde trăiesc aceste vietăți și acești oameni? Adevărat, dragi copii, la Polul Nord. Astăzi, la lecție de limbă și literatură română, vom studia tema, semnificația componentelor textului, titlul, autorul, conținutul, proza rimată, în baza textului suport, la Polul Nord, după Marin Sorescu. Sunt sigură că ați mai auzit de Marin Sorescu. Vă propun câteva date biografice ale scriitorului. S-a născut la 19 februarie 1936 în comuna Bulzești, județul Dolj. A fost poet, dramaturg, prozator și traducător. Operele lui au fost traduse în mai mult de 20 de țări, totalizând peste 60 de cărți apărute în străinătate. Este autorul unei capodopere Iona, care împreună cu alte piese ale sale figurează în repertoriul multor teatre din lume. A fost un pictor de talent, având expoziții personale în țară și în străinătate. Dragi copii, pentru lectură suplimentară, vă propun câteva titluri de cărți scrise de Marin Sorescu pe care le puteți găsi în biblioteci sau librării. Cocostârcul gât sucit, Unde fugim de acasă, La lilieci, Trei dinți din față, Iona, Etecera. Pentru început, să facem cunoștință cu cuvintele necunoscute din textul La Polul Nord de Marin Sorescu. Cap. Capătul liniei de tramvai, stația terminus. Ataș. Anexă de metal prinsă de sanie. Biciușcă. Bici scurt și subțire, obiect care amplifică și răspândește sunetele. Alcătuiți enunțuri cu sinonimele cuvintelor necunoscute. Sunt sigură că veți reuși. Vă propun enunțurile proprii. Am mers cu autobuzul până la cap. Sania fratelui are un ataș încăpător. Am memorat poezia cât ai pocnit din bici. Mi s-a defectat un difuzor de la boxe. În continuare, voi citi textul. Pentru aceasta este necesar de respectat criteriile pentru lectura textului, care sunt: anunț titlul și autorul, pronunț corect fiecare cuvânt, citesc cursiv, fluent, fără pauze nejustificate, citesc expresiv, cu intonația potrivită. La Polul Nord, după Marin Sorescu. Azi vă rog să vă îmbrăcați într-un timp record. Mergem la Polul Nord. Rugați toate mătușile să vă caute mai repede căciulițele, fularele, mânușile. Hai, lăsați gălăgia și jocurile, că pierdem acolo locurile. Că la pol ninge foarte tare și, într-o clipă, zăpada acoperă orice numărătoare. Și s-ar putea întâmpla să ne așezăm cu un loc mai jos, ori mai sus, să ne scoale de pe el un urs. Acum până una alta eu o să studiez harta. Am și găsit. Din orice încurcătură tot eu vă scap. Mergem cu tramvaiul până la cap. Acolo căutăm o săniuță, dacă se poate cu ataș, și înhămăm la ea 12 iepurași.
Noi vom pocni odată din biciușcă și iepurii vor porni ca din pușcă. A, va fi pentru ei un fleac să străbată nouă păduri, să sară peste 7 munți și să ocolească un lac. Din când în când vom țipa la urechea lor să se audă ca la difuzor. Hei, mergem bine, nordul e pe aici, după cum ne învață mușuroaiele de furnici. Trebuie să spun că acele meleaguri se caracterizează prin ger. Clima de la polul nord e climă de frigider. Plecăm! Bineînțeles, nu la război. Aoleu, până vă pregătiți, uite că a venit polul la noi. L-au văzut ciorile și coțofenele, care au început a-și vărăi cu zăpadă penile. Acum, că toți ați rugat să umble după mănuși, haideți la săniuși. Nu fi chiar ca la oceanul înghețat, dar ca să zic așa, tot e ceva. Textul La polul nord de Marin Sorescu este în proză rimată. Care este diferența dintre proză și poezie? Consultând dicționarul explicativ al limbii române, aflăm că proza este un mod de exprimare care nu este supus regulilor de versificație. Poezia este o creație literară în versuri. Proza nu trebuie neapărat să rimeze, în timp ce în versuri rima este fundamentală. Proza este un text narrativ, iar poezia e un text în versuri. În continuare, vă propun să vedem dacă ați înțeles conținutul textului. Fiți atenți la întrebări și răspundeți deplin. Unde sunt invitați copiii? Copiii sunt invitați să meargă la polul nord. Cum vor să ajungă ei până la polul nord? La polul nord ei vor să ajungă cu tramvaiul până la cap. Ce fel de săniuță ar dori să ia? Ar dori să ia o săniuță cu ataș. Pe cine vor să înhame la sanie? Ei vor să înhame la sanie 12 iepurași. După ce se vor orienta copiii ca să nu rătăcească drumul spre pol? Ca să nu rătăcească drumul spre pol, copiii se vor orienta după mușuroaiele de furnici. Cum este clima în zonele polare? Clima în zonele polare e climă de frigider. De ce invitația într-o călătorie la Polul Nord s-a transformat într-o invitație la săniuș? Meditați asupra acestei întrebări. E bine să știți! Ne putem orienta în spațiu și după unele semne naturale. Să le descoperim! Mușuroaiele de furnici au intrarea orientată spre sud. Pe partea de nord, copacii au coaja neregulată, crăpată, umedă și uneori acoperită cu mușchi. La copacii singuratici, frunzele sunt mai dese în partea de sud. În continuare, vă propun niște însărcinări. Găsiți perechile de sinonime. Încurcătură, bucluc, studiez, cercetez, să străbată, să traverseze, meleag, ținut, nord, miază noapte, record, performanță, să ocolească, să înconjoare. Găsiți explicațiile potrivite stabilind corespondența. Într-o clipă, zăpada acoperă orice numărătoare. În zonele polare cad ninsori abundente. Ciorile și coțofenele au început a-și vărăhi penile.
ninsoarea acoperă penele păsărilor ca și cum le-ar vărui. Climă de frigider. La pol, temperaturile sunt foarte scăzute. Descoperiți în primul alineat cuvintele ce rimează. Azi vă rog să vă îmbrăcați într-un timp record. Mergem la polul nord. Rugați toate mătușile să vă caute mai repede căciulițele, fularele, mănușile. Hai, lăsați gălăgia și jocurile, că pierdem acum locurile. Că la pol ninge foarte tare și într-o clipă zăpada acoperă orice numărătoare. Și s-ar putea întâmpla să ne așezăm cu un loc mai jos, ori mai sus, să ne scoale de pe el un urs. Verificați cuvintele rimă. Record, polul nord. Mătușile, mănușile. Jocurile, locurile. Tare, numărătoare. Jos, sus. În continuare, formulați 3 întrebări pentru următorul răspuns. Copiii vor să înhame la sanie 12 iepurași. Câți iepurași vor să înhame copiii la sanie? Unde vor să înhame copiii 12 iepurași? Cine vor să înhame la sanie 12 iepurași? Găsiți 3 adjective pentru cuvintele date. Iepuraș, zăpadă, sanie, jocul. Model, călătorie, amuzantă, imaginară, poznașă. Să începem. Iepuraș, drăgălaș, fricoș, gri. Zăpadă, moale, albă, imaculată. Sanie, ușoară, mică, rapidă. Jocuri, distractive, amuzante, captivante. Vă propun câteva curiozități despre polul nord și unele informații captivante. Polul nord este cel mai nordic punct de pe pământ. Unul din locurile cele mai puțin explorate pe planeta noastră, datorită condițiilor climaterice neprielnice. Se află în mijlocul Oceanului Arctic, pe apă, și este aproape întotdeauna acoperit cu gheață, 2-3 metri grosime. Adâncimea oceanului de la polul nord este de mai mult de 4.000 de metri. Cele mai spectaculoase priveliști a aurorii polare au loc într-un inel centrat în jurul polului nord. De asemenea, aproape de pol este și cea mai mare insulă din lume, Groenlanda. Este o țară independentă în cadrul regatului Danemarcii. Sunt sigură că v-am trezit curiozitatea acestui ținut arctic deosebit. Vă propun să căutați și voi informații interesante pentru a vă dezvolta multilateral și să le povestiți celor din familie. Vă mulțumesc pentru lecția de astăzi și vă spun la revedere!